Paturi suspendate, baldachine, șezlonguri, alei din lemn pe nisip între mese. Acesta este peisajul care te întâmpină pe una dintre plajele de fițe din Vama Veche. Cocktailurile fine au înlocuit de mult banalele beriși sau tăriile care erau băuturile cele mai consumate în vamă. În momentul de față, cine vine pe o astfel de plajă trebuie să aibă și un buget pe măsură. O băutură sofisticată costă cel puțin 20 de lei. Sumele cheltuite pe aceste plaje de turiștii care aleg să se relaxeze câteva zile sunt pe măsură. Nu am ales-o, eu am ales-o prietenii mei. Ne simțim foarte bine aici. Este într-adevăr altceva, este o noutate pentru Vama Veche. Și ne simțim foarte bine. Buget pentru această vacanță? Cam 1000 de euro pentru 2-3 zile. Acolo așa pe un weekend, nu știu, 800 de lei, 900 de lei, 100 de lei. Nu mai bună lumea în Vama Veche. Contează cel mai mult. Cu prietenii, mai mult de atât nu contează. Jaguarul, veteranul din Vama, cântă la chitară în același loc de cel puțin 30 de ani. Prin ochii lui, Vama Veche s-a schimbat an de an, iar în acest moment, peisajul decupat parcă din reviste, îi se pare incredibil. Vama, eu garantez că peste 2 ani de zile se va numi orașul Vama Veche, orașul. Deja este declarată stațiune turistică, de la stațiune turistică mult nu mai e, din stațiune să se transforme în oraș. Cine vrea totuși să se bucure de aerul boem al Vămii se poate îndrepta către extremitățile stațiunii. Acolo încă există persoane care încearcă să ducă mai departe spiritul liber.